din punctul meu de vedere, orice intrare la guvernare trebuie făcută pe ușa din față. Altfel, accidentele trebuie să le iei în calcul, poți să fii responsabil, dar poți să plătești și nemeritat. De aceea, moral și pentru populație, așa ar sta lucruri. Anticipate, dacă s-a creat o criză, a dezertat cineva din vechea coaliție, ar trebui să se facă anticipate. Toate procedurile pentru anticipate. Din păcate, ne lovim de o Constituție care nu mai răspunde problemelor actuale și cred că cel mai important este nu modificarea, schimbarea din temelii acestei Constituții pentru România europeană, că ea e varianta din 91.